Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 noiembrie 2022. Oamenii din spatele scenei. Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Luca 22, versetul 10. În timpul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, Hollywoodul oferă premii pentru cel mai bun actor, producător, regizor, editor, creator de muzică, decoruri, costume și așa mai departe. Însă Asociația Actorilor de Film știe că marile staruri și marile filme nu ar exista fără sprijinul distribuției și fără contribuția echipelor tehnice și artistice. Oscarurile ne reamintesc că cele mai strălucitoare lumini ies în evidență doar datorită luminițelor mai mici rămase în umbră. Sfânta Scriptură ne spune că și Dumnezeu are o distribuție de suport, oameni care se mulțumesc să lucreze în spatele scenei. Ei sunt cei care își văd de treaba acasă, la locul de muncă, la biserică, slujind în tăcere, cu bucurie și cu credincioșie. Prin ei, familiile cresc, națiunile sunt întărite, afacerile prosperă și bisericile se înmulțesc. Ei fac lucruri mărunte, dar determină mari schimbări. Biblia este plină cu oameni din spatele scenei, ca de exemplu, acel om care ducea un ulcior cu apă. El i-a condus pe Petru și pe Ioan în camera de sus, pentru întâlnirea și masa lui Iisus cu ucenicii săi, din ajunul răstignirii. Sau oameni ca Iacov cel Mic, cum scrie în Marcu 15, versetul 40. Un ucenic relativ necunoscut, deseori trecut cu vederea de ceilalți, dar niciodată de Dumnezeu. Indiferent ce faci, un lucru oricât de mic, vei fi răsplătit. Bazează de pe această promisiune pe care o găsim scrisă în Evrei 6, versetul 10. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Așadar, fii credincios în lucrul încredințat. Domnul Iisus a zis, în Apocalipsa 22, versetul 12, Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Am încheiat citatul. Și încă ceva. Dumnezeu va avea în curând propria sa ceremonie de înmânare a premiilor care contează cu adevărat. Iar tu poți fi printre laureații.